Caz de-a dreptul șocant în România. Trei copii au trăit ani buni un coșmar, obligate să se prostitueze și să cerșească pentru un bărbat. Fetele erau bătute dacă refuzau să se supună ordinelor. Ba mai mult, bărbatul trăia în concubinaj cu toate trei. La data de 8.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Salaj, au dispus reținerea unui inculpat recidivist cercetat pentru infracțiunile de trafic de minori, trafic de persoane și viol, toate în formă continuată. Din materialul probator administrat, a rezultat că în perioada 2019-2024, inculpatul, în timp ce se afla în relații simultane de concubinaj cu trei persoane vătămate, dintre care una minoră, a profitat de vulnerabilitatea acestora. Acesta le-a obligat prin acte de violență fizică și psihică să practice prostituția și cerșetoria în folosul său. Asta a transmis marți IGPR și DICOT. Sursele citate au precizat faptul că victimele au fost adăpostite de către acesta în locuința sa și constrânse să întrețină relații sexuale cu diversi clienți pe care îi racola prin intermediul unor anunțuri postate pe site-uri de profil. În situația în care vreuna dintre persoanele vătămate refuza să continue practicarea prostituției, era agresată în prezența celorlalte pentru a le menține astfel sub autoritatea sa și într-o stare permanentă de dependență. Inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce exploata persoana vătămată minoră, pe care a transportat-o în municipiul Cluj-Napoca pentru practicarea prostituției și cerșetoriei. Bărbatul va fi prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, relatează Observator News.